lecțiune istorică. Fii o binecuvântare. Domnul îi spune tânărului: Fiul meu, dă-mi inima ta. Mântuitorului lumii îi face cea mai mare plăcere să vadă copiii și tinerii care își predau inimile lui. Poate fi o armată mare de copii care să fie găsiți credincioși lui Dumnezeu, deoarece umblă în lumină, așa cum Hristos este în lumină. Ei îl iubesc pe Domnul Iisus și este plăcerea lor să-i fie pe plac. Nu vor fi nerăbdători dacă sunt certați, ci vor bucura inimile mamelor și ale taților cu bunătatea lor, cu răbdarea lor, cu disponibilitatea lor de a face tot ce le stă în putere pentru a-i ajuta să poarte poverile vieții de zi cu zi. În copilăria și tinerețea lor, ei vor fi găsiți ucenici credincioși ai Domnului nostru. Copiii și tineri, în anii voștri cei mai timpurii, puteți fi o binecuvântare în cămin. Ce durere este să vezi copiii ai unor părinți temători de Dumnezeu că sunt neascultători și rebeli, nerecunoscători și mânați numai de propria voință, hotărâți să-și urmeze propriile căi, fără să țină cont de neplăcerile și necazurile pe care li le aduc părinților lor. Satana este foarte bucuros să conducă inimile copiilor și, dacă îi se permite, îi va îndemna să adopte spiritul lui plin de ură. Părinții trebuie să facă tot ce le stă în putere să le ofere copiilor lor ocazii și educație pentru ca aceștia să își predea inimile lui Dumnezeu. Însă copiii pot refuza să umble în lumină și prin traseul lor rău să stârnească comentarii nefavorabile la adresa părinților lor care îi iubesc și ale căror inimi își doresc ca ei să fie salvați. Satana este cel care îi ispitește pe copii să urmeze calea păcatului și a neascultării și apoi, dacă îi se permite, el va lua viețile copiilor cât aceștia sunt încă în păcatele lor pentru a le distruge orice speranță de mântuire și pentru a străpunge precum o sabie inimile taților și ale mamelor temătoare de Dumnezeu care vor fi îngenuncheați de un necaz ce nu mai poate fi depășit vreodată din cauza lipsei de pocăință și a rebeliunii finale a copiilor lor împotriva lui Dumnezeu. Deși părinții unor astfel de copii au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a-și aduce copiii la iubirea și respectul față de Dumnezeu, ei doar vor simți remușcare și din nou și din nou vor retrăi cuvintele și faptele din trecut, spunându-și iar și iar: Mi-am făcut toată datoria față de copilul meu? Ce am făcut și nu trebuia făcut? Ce ar fi trebuit să fac și nu am făcut? Oare copiii vor ține cont de aceste lucruri dacă refuză să umble în lumină, dacă refuză să-și supună voința lui Dumnezeu și dacă persistă în a urma drumul păcatului în nerăbdarea lor, lumina și privilegiile pe care le-au avut se vor ridica împotriva lor la judecată, deoarece nu au mers în lumină și nu au știut încotro merg. Satana îi conduce și îi devin un subiect de discuție în lume. Oamenii vor spune: Uitați-vă la acei copii, părinții lor sunt foarte religioși, dar vedeți că ei sunt mai răi decât copiii mei, iar eu nu pretind că sunt creștin. În acest fel, copiii care primesc o educație bună, dar nu urmează, aruncă un reproș asupra părinților lor, dezonorându-i și făcându-i de rușine în fața unei lumi lipsită de Dumnezeu. Ei aduc o pată și asupra religiei lui Iisus Hristos prin viața lor stricată. Ce durere! Ce necaz, ce poveri grele aduc ei asupra celor care au vegheat asupra lor în pruncie, care i-au îngrijit când erau sănătoși, dar și când erau bolnavi și când moartea a venit aproape, s-au luptat în rugăciune cu Dumnezeu pentru viețile celor iubiți. Cum s-au bucurat când cei dragi le-au fost redați ca din mormânt și cu toate acestea unii dintre acești copii au crescut strâmb, cu voință proprie și rebeli, iar părinții lor, credincioși, ajung să regrete că s-au rugat atât de fierbinte ca Dumnezeu să le cruțe viețile copiilor lor suferinți. Am auzit o mamă spunând: Oh, mai bine ar fi murit în copilăria lui plină de nevinovăție. M-am rugat pentru viața lui, le-am predat Domnului, așa cum Ana l-a predat pe Samuel și cu toate acestea, el nu a vrut să se predea lui. Și să-și supună voința voii lui Dumnezeu, iar acum este o povară continuă a sufletului meu. Necredincioșii privesc la astfel de copii și se întreabă ce fel de educație le-a fost dată de merg cu o așa consecvență pe o cale rea.
Religia părinților lor este condamnată din cauza perversității copiilor lor. Ce scuză vor aduce acești copii înaintea lui Dumnezeu pentru faptul că nu au umblat în lumină, deși au avut lumină? Oare nu au fost ei avertizați de faptul că cel care umblă în întuneric nu știe încotro merge? Copiii și tineri, vă rog, de dragul lui Hristos, umblați în lumină. Supuneți-vă voinței voii lui Dumnezeu. Când păcătoșii vă ispitesc, nu le dați atenție. Țineți calea Domnului, pentru că nu veți găsi pace în păcat. Printr-o cale rea, îi veți dezonora pe părinții voștri și religia lui Hristos. Nu uitați că viața voastră este scrisă în cărțile cerului pentru a fi citită înaintea întregului univers. Gândiți-vă la remușcarea și rușinea pe care le veți simți dacă veți pierde viața veșnică. Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele mele. Atunci mă vor chema. Cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Ascultați de instrucțiunile lui Hristos. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Copii și tineri, în anii copilăriei puteți fi o binecuvântare în cămin. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!